Bine v-am regăsit în materialul cea mai bună dintre lumile posibile din seria Lumea nu este cum crezi. Am adus argumente pentru a demonstra că, cel puțin din punctul de vedere al legilor naturii, universul este perfect. Orice modificare, oricât de mică în legile naturii, ar face ca lucrurile să fie mai rele decât sunt, ba mai rău, ar face imposibilă existența vieții. Tot acolo am definit și principiul antropic, despre care vreau să vă vorbesc într-o miniserie de doar două episoade. În materialul de azi voi vorbi despre principiul antropic slab, iar următorul va fi despre principiul antropic tare. Pentru cei care nu știu despre ce e vorba, principiul antropic se referă la o legătură specială care ar exista între univers și noi oamenii. Prima concepție despre locul nostru fizic în lume, despre locul în care ne găsim, a fost concepția geocentrică. Oamenii au crezut mii și mii de ani că Pământul este fix și se găsește în centrul Universului și toate celelalte corpuri cosmice se rotesc în jurul lui. Și e ușor de înțeles de ce au crezut așa. Odată pentru că așa pare. Soarele, Luna și bolta cerească au o rotație aparentă în jurul Pământului. Singurele corpuri cosmice care parcă își fac de cap sunt planetele și din când în când câte o cometă. Acestea par să se miște cum vor ele și de aceea planetele, cele cinci care se pot vedea cu ochiul liber, au fost considerate ființe, dar altfel de ființe decât noi cei care locuim pe Pământ, și anume zei. Și pentru că zeii mai trebuie să se și distreze din când în când, se considera că ei influențează viețile oamenilor, uneori ajutându-ne, alteori punându-ne bețe în roate. Și așa a apărut astrologia, pe care încă și azi unii o consideră o știință, iar televiziunile se întrec și se înghesuie să ne prezinte horoscoape. Al doilea motiv care a dus la concepția geocentrică a fost acela că încă de la început oamenii s-au considerat cel mai important lucru din univers. Chiar și zeii existau, de fapt, ca să-i creeze pe oameni și apoi ca să se amestece în viețile lor. Însă cu timpul, oamenii au aflat că Pământul nu este centrul Universului. Întâi au înțeles că nu Soarele se învârte în jurul Pământului, ci Pământul și celelalte planete se rotesc în jurul Soarelui. Apoi au înțeles că Soarele este o stea, cu nimic special față de miile de stele pe care le vedem noaptea pe bolta cerească. Următorul pas a fost acela că am aflat că Soarele este doar una dintre sutele de milioane de stele din galaxie și că nici măcar în galaxie nu avem un loc special. Dimpotrivă, sistemul solar se găsește mai aproape de marginea galaxiei decât de centrul acesteia. În ultimul pas am aflat că există miliarde și miliarde de miliarde de galaxii asemănătoare cu galaxia noastră și împrăștiate pe distanțe față de care diametrul sistemului solar este practic zero. Și mai știm azi că miliarde de miliarde de stele au planete care se rotesc în jurul lor. Deci locul în care trăim, planeta Pământ, nu ne mai pare un loc special. Știm că nu are o poziție privilegiată în univers și că există probabil multe planete asemănătoare. S-ar părea, deci, că ar trebui să renunțăm la ideea unei relații speciale între univers și noi, oamenii. Oare? Am observat că există o grămadă de materiale de toate felurile pe internet cu titlul Există viață în univers? Mie mi se pare că știm răspunsul la această întrebare, vedem viață peste tot în jurul nostru, și noi facem parte din univers, iar dovadă este faptul că vedeți acum o ființă vie vorbindu-vă prin intermediul acestui material video. Dacă mai există viață și în altă parte a universului, asta nu știm, dar ne putem pune întrebarea, oare viața așa cum o cunoaștem noi aici pe Pământ poate să apară oriunde și oricând? Apariția și dezvoltarea vieții sunt fenomene care au nevoie de energie. Asta înseamnă că planeta gazdă pentru viitoarea viață trebuie să se rotească suficient de aproape de o stea de la care să primească suficientă energie. Dar viața pe planeta noastră se bazează pe chimia carbonului și pe proprietățile extraordinare ale unui lichid numit apă.
Și dacă planeta se găsește prea aproape de steaua în jurul căreia se rotește, nu poate să existe apă lichidă, vor exista doar vapori de apă. Pe de altă parte, dacă planeta este prea departe, vom avea doar gheață. Zona din jurul unei stele în care o planetă poate avea apă în stare lichidă se numește zona locuibilă, iar planetele din această zonă ar putea să găzduiască viață cât de cât asemănătoare cu viața de pe Pământ. Foarte importantă este și steaua în jurul căreia se rotește planeta. Există o foarte mare varietate de stele, unele mult mai mari decât Soarele, altele mai mici, iar temperaturile stelelor variază de asemenea în limite foarte, foarte largi. O stea mult mai fierbinte decât Soarele emite mult mai multe radiații în domeniul ultraviolet și de asemenea raze X și de aceea o astfel de stea nu este potrivită pentru apariția vieții, pentru că aceste radiații multe și puternice n-ar permite apariția unui cod genetic stabil. O stea mai rece decât Soarele, pe de altă parte, n-ar da suficientă energie pentru dezvoltarea vieții. Este de asemenea necesar ca steaua să aibă o viață foarte lungă, de multe miliarde de ani, pentru a permite apariția și evoluția vieții. În afară de stele de tipul Soarelui, mai sunt câteva categorii care satisfac această cerință, această condiție, în special stele mici, pentru că viața unei stele este, în general, cu atât mai lungă, cu cât steaua este mai mică. O altă condiție este ca planeta să conțină apă, multă apă. Deși nu știm cum a apărut viața, mai toate ipotezele presupun existența apei în acest proces. Și apoi mai există și alte multe condiții mai subtile. De pildă, este foarte important ca nu prea departe de planeta despre care vorbim să existe o planetă foarte mare. În cazul Pământului, aceasta este Jupiter. O planetă foarte mare în apropiere funcționează ca un aspirator de asteroizi și comete, protejând planeta gazdă a vieții de bombardamentul acestora. Dacă n-ar exista Jupiter, Pământul ar fi lovit mult mai des de asteroizi mari sau de comete, ceea ce n-ar permite nici apariția vieții și nici perpetuarea ei. Apoi se presupune că mai sunt condiții care trebuie îndeplinite pentru ca viața să poată să apară, cum ar fi existența unui satelit mare, în cazul nostru Luna, sau plasarea sistemului stelar din care face planeta departe de centrul galaxiei, pentru că acolo există radiații foarte puternice și foarte multe. De asemenea, se presupune că orbita planetei trebuie să fie cât mai aproape de un cerc și multe, multe altele. În concluzie, existența noastră se datorează faptului că planeta pe care ne găsim și sistemul solar îndeplinesc toate cerințele despre care v-am vorbit. Dar asta mai înseamnă că nu putem observa Universul oricând și de oriunde. Trebuie să apărăm întâi. Trebuie să treacă destul timp ca să putem apărea și evolua și mai trebuie și să ne găsim în locul potrivit. Iar principiul antropic slab se referă tocmai la faptul că observăm că sunt îndeplinite toate condițiile ca să apară viața și până la urmă să apărăm noi. Iar raportându-se la acest lucru, oamenii se împart în două categorii. Pentru unii, acest lucru este un miracol. Pentru alții, este un lucru normal. Dacă n-ar fi așa, n-am fi aici să discutăm despre asta. Alegeți-vă tabăra din care vreți să faceți parte. Dar unii sunt de părere că universul tot și legile lui sunt așa cum sunt ca să poată să apară viața și până la urmă să apărăm noi oamenii. Dar de ce ar fi așa? Veți vedea în al doilea episod al acestei mini-serii. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!